Salutare, dragi tovarăși! Sunt aici în mijlocul ploii, că fac și o baie aici ca un adevărat rocker. Mă sper numai când plouă. Astăzi mergem la singura școală de wrestling din București. Nu, nu ca să mă scriu, ci ca să vedem de ce sunt în stare wrestlerii noștri români. Mă duc să-i văd pe Iorgu, pe antrenorul Tom Fulton, viitorul Shock, sau cum drag se trage Future Shock. Mă rog, ca idee, ca să ajungeți aici trebuie să luați magistrala verde și coborâți la minorului, chiar din orice am ieșit de la metrou. A plouat în draci azi, dar acum am ieșit din casă, gata, s-a oprit ploaia. Mi-am luat și un tricou cu Rey Mysterio, mai aveam unul cu WrestleMania 26, dar ăla e bun de cârpe. Nu? Vă că am găsit și un monument al acestei zone, un Logan care fuge de ea foc. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Primul meci din această seară îl voi invita aici pe Călin! Osaka, Japonia, stabilit acum în București, Super Shinobi! Sushi, sushi! Mai Călin! Naruto! Hai Călin! Hai Călin! 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 Hai Călin! Hai Călin! Da! Da! S-a enervat Sasuke. N-o face Călin, nu! Ah!
Ești ok, Galin? Haide, Galin! Imaginează-ți că-i jocărul de Galați! Imaginează-ți că e o Hades! Dacă doriți să fiți cu motorul de la Star al Romanian Wrestling Alliance, puteți intra în contact cu noi, puteți începe antrenamentele, indiferent de vârstă, sex, greutate, nu contează, sunteți așteptați alături de mine. Invita în scenă pe invitatul special al serii, italianul Shock! Ma che cazzo? Și omul său, omul pasăre! Mamma mia, Marcello! Calmezzate, Luigi! Și acum o pauză că e cald. Sunt un responsabil și consum bere fără alcool. Stau mai aproape ca să mă aud. Mă felicită vânzătoarele că sunt singurul care și-a luat bere fără alcool. Dar le zic, sunt cu metrou și de-aia beau bere fără alcool. Bă, super bune meciurile. Nu o să filmez non-stop că nu mă ține bateria atâta. Hai că am făcut și spume. Așa.
Un pic sunt fără voce că am țipat, dar abia aștept meciul final, puh, bă, Gameș, abia aștept meciul final al lui Iorgu. Și cameramanul meu a transpirat în ultimul hal. Numai așa i-am făcut și am suflat spre Astor Răcoresc. Și oponenții lor, Leonardo și Marian de la 2! El e adevărata mașinărie albastră! Manu!
Iacov a fost descalificat de către Luca. Toate detaliile sunt pe pagina noastră de Facebook Surs Wrestling School Romania și sperăm să vă alăturați nouă în această călătorie, să-i spun așa. Vă mulțumesc frumos că ați fost în această seară alături de noi și sper că v-ați simțit bine.